Bine v-am regăsit, eu sunt Ioana Constantin, Constantin începe politica zilei, da, da, tricolorul aici în spate pentru toți prietenii de la UDMR care nu răspund nici la telefoane, fie că sunt ei miniștri, și pentru toți cei care în acest weekend, într-un dispreț absolut fantastic față inclusiv de decizia FRF-ului, au ținut acel match între o așa zisă a națională, așa zisă națională de tineret, da, a ținutului Secuiesc. Ceva absolut... E revoltător și oficialii statului român aproape că nu au reacționat. Așa timid după ce s-a întâmplat, ca și când nu știau că urmează să se întâmple. Știți, stimați miniștri, stimați parlamentari, autorități locale, există această cărticică. Se numește Constituția României. Și în ea există un articol. Primul, când o deschide așa, nici nu e foarte dificil. Da? Și scrie foarte simplu, România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Unii jurați, citiți asta când jurați. Absolut revoltător ce s-a întâmplat în acest weekend, absolut revoltător modul în care Victor Orban a venit și a vorbit în România, a dat mesaje separatiste, mesaje anti-UE, mesaje anti-NATO. Reacții timide pe aici pe acolo, cât un comunicat pe Facebook, așa, ca să punctăm, până la urmă noroc cu băieții aia de la peluze, da? Galeriile, ultrașii, noroc cu băieții aia că s-au sesizat primii, noroc cu FRF-ul care a suspendat, da, acest meci, care a spus că nu dă aviz pentru acest meci, și cu toate astea, în dispreț total, a existat acest meci. Nu există absolut niciun fel de respect pentru demnitatea statului român din partea oficialilor. Noi am încercat și mai încercăm să-l contactăm și pe domnul Novak. E foarte, foarte interesat de sportul din România. A scris pe Facebook zilele trecute că UDMR-ul a construit baze sportive, că UDMR-ul a construit nu știu ce stadioane, nu știu ce, tot felul de centre sportive. UDMR-ul, nu guvernul, nu statul român. Guvernul construiește astea, domnule Novak. În fine, discutăm acest subiect. Discutăm și despre pensii, știți? Cum vine un guvern, cum vine un ministru, cum se întâmplă ceva, se recalculează pensiile. Le recalculăm, cred că, de 5 ani lejer. Recalculăm, recalcularea, acum domnul Budăi a spus că recalculăm filă cu filă. 5 milioane de dosare. Nu se termină în timpul vieții mele, dar aminte pensionarii, că știți ce e cinic? Tot ei au venit și ne-au spus că avem cu 80.000 mai puțin pensionari decât anul trecut în același timp. Dar ei recalculează numai la pensiile speciale. Nu e nimic de recalculat, nimic de modificat, nimic de schimbat. În rest, recalculăm pensiile, sigur. În țară secetă, în continuare, sunt 3 județe unde nu mai există apă pentru irigații, ne spune ministrul Daia, în Oltenia, Teleorman, Dolj. Vom vedea ce măsuri vor fi luate. Discutăm și despre... revenirea la reglementarea pieței energiei este o propunere, vine din partea PSD, se discută în continuare despre plafonare, despre reglementare. Discutăm toate aceste subiecte împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. Mario de Mezzo, vicepreședinte PNL Sector 5, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc. Laurențiu Gâdei, deputat PSD, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, Alexandru Dimitriu, USR, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc și eu. Așadar, în acest weekend am avut domnule deputat în continuare un meci. El s-a ținut, deși FRF-ul a spus foarte clar și rog pe colegii mei să pregătească comunicatul FRF-ului că nu va avea loc acest meci, s-a ținut. Deci ținutul Secuiesc a jucat fără aprobarea FRF-ului. Ei, în dispreț total, au făcut asta. Am urmărit și eu evenimentele care s-au derulat la așa zisă tabără de vară. Și bineînțeles că sunt revoltat și eu ca toți românii de bună credință și într-adevăr aștept în ceea ce privește acest meci de fotbal, aștept și o reacție din partea jandarmeriei, poliției de acolo, pentru noi că... Noi sunam la domnul Novak, să știți. Nu știu dacă s-a terminat tabăra de vară și probabil de acolo. Și a spus ceva pe Facebook. Cred că domnul ministru ar trebui să se hotărască, e ministrul României sau ministrul UDMR-ului, pentru că între declarațiile pe care dumneavoastră le-ați citat de pe Facebook, mie mi se pare o neconcordanță și ar trebui totuși să se declare. Deci, cum vă spuneam, aștept în continuare reacție din partea jandarmeriei, poliției române, dacă s-au luat măsuri
asupra organizatorilor acelei competiții sportive neautorizate de către Federația Română de Fotbal. Bineînțeles, e sfidător, e grosolan, e cum vreți dumneavoastră, își permit chiar foarte multe să sfideze, practic, demnitatea poporului român și aștept o reacție inclusiv din partea Ministerului de Externe, pentru că noi, din Partidul Social Democrat, am avut lor de poziție pe tema declarațiilor făcute de acest unic colorat lider din Uniunea Europeană, care e mai aproape de est decât de vestul din care face parte. Da, foarte grav că acolo s-au dat foarte multe mesaje din partea lui Victor Orban împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene, s-a discutat foarte mult despre războiul din Ucraina și a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc, Mario. Da, mi se pare revoltător. Este, din punctul meu de vedere, inacceptabil, dincolo de faptul că declarațiile domnului Orban au fost controversate, dar dumnealui ne-a obișnuit cu asta și cumva cred că încearcă să-și găsească aliați pe unde merge. Nu cred că îi merge în România, pentru că românii sunt pro-europeni, asta este larg pro-europeni. Deci toate șopârlele pe care domnul Orban încearcă să le introducă așa în România prin discurs, nu cred că prind în România. Poate prind la o minoritate a minorității, dar nu mai mult de atât. Aș aștepta o reacție mai degrabă de la domnul Kelemen Hunor, mai degrabă de la ceilalți membri marcanți ai UDMR, care să vină să explice, pentru că pe de o parte eu pot să înțeleg dorința lor de a fi gazde bune și de a-l primi pe Victor Orban în țara noastră, dar nu pot să înțeleg Ținutul Secuiesc, mă ajută cineva, unde are capitala Ținutul Secuiesc? Care, nu, adică, de la domnul Victor Orban acasă. Acasă, probabil, sau în birou, în birourile... De la domnul Novac. Da, deci de aici, deci de la a fi gazdă bună până la a călca în picioare anumite valori ale României, ale țării în care tu guvernezi, mi se pare o distanță foarte mare. Uite, dau colegii mei, în ultimul an și jumătate, UDMR a construit și modernizat baze sportive, bazine de not, săli de sport și alte facilități, a sprijinit elaborarea strategiei naționale pentru sport. Deci UDMR a construit. Mă bucur că a zis asta. Eu aș aștepta să se sesizeze DNA-ul. De unde a avut, domnule, UDMR bani? Păi nu, stai puțin. De Uniune. Deci UDMR a... aș scrie, domnule, UDMR a construit și modernizat baze... Doar în zona lor? Domnul Gdei. Nici nu contează. De UDMR a făcut și modernizat baze sportive. UDMR. Eu dacă aș fi DNA, m-aș sesiza un pic și m-aș duce la UDMR la poartă. Da, să știți, de unde ați avut bani, vă rog? Da, indicatorii tehnico-economici pentru aceste construcții din banii UDMR au intrat în guvern de fiecare dată. Am primit și eu la Ministerul Justiției câteva și le-am aprobat. Nu știu să fi fost bani UDMR, au fost bani de la bugetul de stat. Dar... asta ca să continuăm gluma respectivă. În același sens ziceam și eu, domnul Dimitriu, în sensul că, domne, se ducă DNA-ul pe la ei, se întrebe, ați avut bani, și să zică UDMR-ul în fața DNA-ului, trebuie să... domne, a spus-o la o prostie. Iartă-ne, te rugăm frumos, a spus ăla. După care DNA-ul să facă un comunicat, să spună ăla, cu noi, domnul șeful UDMR-ului, a spus că ăla a spus o prostie. După care noi putem... Nu, să... rolul DNA-ului nu e să găsească cu minciuni. Dar dacă eu spun că am 10 miliarde de euro acasă și eu am un venit de 2000 de euro pe lună, DNA-ul nu se poate sesiza. Nu, acesta este disprețul. Zic și eu acum. Okay. Da, deci domnul Novac e un excentric. Așa pare. Nu, e disprețul lui pentru statul român. Ce m-ar interesa pe mine, în schimb, ar fi o poziție mai tranșantă din partea colegilor de la PSD și PNL, pentru că până la urmă sunt în același guvern cu cei de la UDMR, cei de la UDMR nefiind la prima astfel de gafă. Să ne aducem aminte despre galeria în care era domnul ministru al mediului, exact. Da? Tantoș Barna, cu Ungaria, Ungaria, Ungaria. El fiind român, el reprezentând statul român. Atunci cred că am fost chiar cu dumneavoastră, domnul Gădei, într-o emisiune, a spus că este intolerabil și v-am întrebat, cum puteți să stați la aceeași masă cu UDMR dacă e incalificabil? Și vă pun și acum exact aceeași întrebare. Fără o delimitare clară a celor de la UDMR, cu privire la aceste aspecte care vă spun, nu o să vină. Da? E foarte greu să fie o delimitare din partea celor la UDMR, că au participat la această tabără, păi au fost tocmai acolo. Nu, da, eu sunt puțin, cu privire la tabără, aici să știți că este o parte din vină, o are inclusiv statul român prin ministrul de externe, președinte, prim-ministru.
Eu vă dau un exemplu istoric. În 2009, Slovacia a interzis intrarea pe teritoriul Slovaciei pentru astfel de tabără similară a președintelui Ungariei de la acea vreme, tocmai pentru că știau că urmează să facă declarații belicoase. Și Uniunea Europeană a considerat că, pe bună dreptate, a fost interzis accesul președintelui Ungariei. Noi de ce nu facem astfel de lucruri? Pentru că an de an, scuzați-mă, an de an avem exact aceleași discuții. Peste un an le vom avea la fel pe aceleași discuții? Sau rupem acum pisica și spunem domnului Orban numai ce să cauți aici, pentru că dai astfel de mesaje care sunt iliberale, în contra Constituției noastre și în contra crezului cu privire la Uniunea Europeană și NATO. Ceea ce vreau să vă spun, un lucru este clar. Partidul Social Democrat a luat imediat poziție de apariție acestor declarații. Dați-mi voie să vă duc până la capăt. Vă rog, a luat poziție imediat prin diversi polițieni de ai noștri. Chiar astăzi a fost comunicat de presă din partea secretarului general, domnul Paul Stănescu. Dar vreau să vă spun că această problemă a tuturor mesajelor și desfășurării activităților de acolo, cu siguranță, va fi dezbătută și discutată în următoarea ședință a coaliției și de acolo cu... Îi dați afară de la guvernare? Nu, nu despre dat afară de la guvernare. Decizia o vor lua liderii. Decizia o vor lua liderii coaliției și cu siguranță vom avea un comunicat de presă pe marginea a ceea ce s-a desfășurat la băiletul. Spuneți-mi și mie, o coaliție dintre PSD și PNL, în mod normal, ar trebui să fie o coaliție care respectă Constituția României. Adică ar trebui să fie Constituția României piatra de temelie. Cu siguranță, da? Ok. Păi Constituția României are niște jaloane. Le-a spus inclusiv doamna Constantine. Cel mai important articol e articolul 1. Da? Articolul 1 care spune că este stat unitar, că trebuie să reprezentăm binele și interesul României, în momentul în care se dau astfel de declarații, nu mai vorbim despre binele României. Mesajele care s-au dat în tabăra asta nu prea au fost de diviziune, de ținut secuiesc și așa mai de independent. Nu prea au fost, dați-mi voie. Ținutului secuiesc, dați-mi voie, dați-mi voie, că în Caragiale, dar ăștia, uite ce au făcut acolo. Nu există un ținut oficial, doar discutăm despre ceea ce își doresc ei. Nici cu fotbalul, că n-a fost nimic oficial, nu? Aduceți-vă aminte ce am spus mai devreme când am început despre fotbal. Atitudine. Ceea ce vreau să vă spun, atitudine va fi luată, dar nu putem lua atitudine haotică, ci totul va trebui calculat, cântărit, discutat la nivelul... Jucați un meci de fotbal la nivelul, în guvern? Nu, la nivelul coaliției de guvernare, după ce, bineînțeles, vom avea și toate datele din partea Ministerului de Externe, din partea Ministerului de Interne. Că ce? Că în momentul în care s-a afișat un banner cu pământ românesc, domnul Victor Orban a spus că ceva că au fost scoși din mulțime cei care au afișat bannerul ca drogații de pe podurile Ungariei. După aia am înțeles că s-au găsit Orban niște droguri. Domnul Orban a spus inclusiv că Uniunea Europeană e o mașină cu toate cele patru roți de sunflat. A, exact. Adică mesajele au fost foarte dure. Iar așteptarea mea, eu nu particip la ședințele de coaliție, dar așteptarea mea de la Partidul Național Liberal, și am să fac follow-up pe această idee și am să vă spun dacă așa se întâmplă, este ca în prima ședință de coaliție să ceară niște explicații foarte tranșante liderilor UDMR, adică este primul pas pe care poți să-l faci, că nici nu sunt adeptul hai întâi să împușcăm și după aia să legitimăm. Nu, te duci și, dar explicații nu tranșante, extrem de tranșante în cadrul ședinței de coaliție, în care liderii UDMR să simtă cu adevărat presiunea greșelii pe care au făcut-o. Bine, deci asta este așteptarea mea în prima ședință. Până la urmă, concluzia este simplă. Suntem, cred, să mă contraziceți dacă greșesc, suntem singurul stat din Uniunea Europeană care avem o toleranță față de minorități în sensul de a le da posibilitatea să ducem toleranța spre prostie, să știți. Adică una e toleranța și la modul ăsta bună conviețuire și alta e prostie. Și ei se suie în capul nostru. Deci cu siguranță trebuie măsuri declarative. Eu cred că ne trebuie niște lideri politici ceva mai curajat. Concluzie, Mario, că vreau să vă arăt ceva din 2009. Eu nu văd atât de mult o greșeală a faptului că Victor Orban a venit în România. Pe cuvânt, nu văd asta o greșeală. Dacă, de exemplu, Klaus Iohannis este invitat la o tabără de vară în Italia sau în Spania sau în altă țară unde există minorități puternice românești, nu văd o problemă să se ducă. Problema este a declarațiilor pe care le-a făcut, a strategiei, atenție, a strategiei Ungariei, pentru că această acțiune, dacă era singulară, puteam inclusiv să trec cu vederea. Că pe Victor Orban îl știm, dar am avut acum două luni vizita neoficială a doamnei președinte a Ungariei. Am mai avut acum trei luni încă o astfel de declarație cu Tamás Barna.
Ok, deci vedem o suită de acțiuni, de aceea care spun că în prima ședință de coaliție eu aștept niște explicații extrem de dure din partea întrebării. Și toți cetățenii României care respectă Constituția, indiferent de etnie. Însă, în 2009, în prezența lui Victor Orban, același Victor Orban, președintele Traian Băsescu spunea, egală autonomie la Ordoheiu Secuiesc, câtă e la Tulcea. Hai să urmărim. Un singur amendament, egală autonomie la Ordoheiu Secuiesc, precum la Tulcea sau la Caracal. Și românii, să știți că dacă mai cuierați, vă mai spun o dată. România este stat național, suveran, independent, da? Deci, articolul 1 din Constituția României spune așa. România este stat național, suveran, independent. Vă mai spun o dată înainte să vă liniștiți? Da. Lider. Asta îi trebuie României, dacă vrem să fie respectată Constituția. Mergem mai departe. Se recalculează pensiile. Da. Iarăși se recalculează pensiile. Filă cu filă, 5 milioane de dosare, a spus domnul Marius Budăi. Mi se pare incredibil cum fiecare ministru vine și spune acest lucru, că se recalculează pensiile. Nu mai terminăm acest proces de recalculare. Discutăm și noi acum cu doamna Doina Pârcălabu, fost director Casa de Pensii. Vă salut, doamna Pârcălabu. Ne auzim? Da, ne auzim. Bună ziua! Bună ziua! Doamnă, a spus ministrul Muncii că recalculăm pensiile. Vă rog, pentru, mai ales eu am un public format din foarte mulți pensionari, oamenii aceștia care ne urmăresc, la ce să se aștepte? Că se tot recalculează. Sunt cel puțin 2-3 ani de când se discută această recalculare. Ca să clarificăm noțiunile, dacă vorbim de recalculare, în mod curent se întâmplă recalculări de pensii în cazul persoanelor cărora li s-au schimbat datele în ceea ce privește situația personală. În sensul că atunci când o pensie se schimbă din pensie, de exemplu, din pensie de invaliditate se trece la limită de vârstă, discutăm de recalculare. Atunci când o persoană lucrează un număr de ani după vârsta de pensionare, de fiecare dată stagiul realizat constituie motiv pentru recalculare. Aceasta în mod curent. Dacă discutăm însă de recalcularea aceasta ca modificare a legislației, atunci noi suntem în situația în care legea care să dea temei unei recalculări nu există. Legea 127 din 2019 știm foarte bine că nu a fost aplicată și prevederile ei au fost prorogate pentru anul următor. Pe de altă parte, dacă ne referim la ceea ce s-a scris în PNRR, acolo discutăm, se face vorbire de o nouă lege a pensiilor. Practic, noi suntem în situația în care, urmare a celor angajate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în acest an, demarat din anul trecut, se face evaluarea dosarelor de pensie, care să permită, în situația în care legea va fi modificată, o recalculare, așa cum spunea domnul ministru Budăi, a tuturor pensiilor, în baza unei legi pe care o vom vedea. Pentru că, așa cum am precizat, legea 127, care avea acele prevederi foarte avantajoase pentru marea majoritate a pensionarilor și aducea și acel echilibru și echitate între diversele contingente de pensionari, nu a fost aplicată. Deci suntem în acest proces de evaluare care nu aduce modificări din punctul de vedere al pensionarilor la cuantumul de pensie, dar este un proces premergător viitoarei recalculări care va fi reglementată prin o lege. Doamna Pârcălabu, mă iertați, Mario Demeță, sunt de la Partidul Național Liberal. Da. Mă iertați, vă rog, din suflet. N-am înțeles. Și dacă eu n-am înțeles, există posibilitatea că și alți oameni n-au înțeles. Această recalculare este sau nu este oportună? Dacă mă puteți ajuta cu un răspuns
ca și eu la limitele pe care le am să pot înțelege. Recalcularea despre care vorbește domnul Budăi. E o analiză, este, de fapt. Nu, nu, recalcularea. Recalcularea este o este oportună. Este sau nu este oportună? Este oportună, dar ea trebuie să stabilească... Păi, doamna Pârcălabu, exact, noi doi eram... Nu, nu, stați puțin, nu, stați puțin, că noi doi eram în emisiuni acum un an jumate, când Partidul Național Liberal spunea că face această recalculare și dumneavoastră ne înfierați, doamna Pârcălabu, ne spuneați că e o aberație, că e inepție, că așa ceva nu există. Vreau să aud apoi. Dintr-o dată e bine? Dacă dumneavoastră vreți să discutați cu mine, o discutăm noi. Da, doamna Pârcălabu. Da, păi nu, dar e o schimbare de poziție, telespectatorii sunt derutați, la fel cum sunt și eu. Doamna Pârcălabu, înțeles întrebarea. Vă rog, doamnă, vă rog. Recalcularea, așa, pe principiile stabilite în legea 127, este benefică și probabil că principiile din legea 127 vor fi în mare parte preluate în legislația sau în legea pe care Ministerul Muncii s-a angajat să o promoveze cu acel consultant din care face parte și Banca Mondială. Probabil că principiile vor fi preluate, rămâne de văzut dacă elementele de cuantificare vor fi aceleași, pentru că atunci discutam de niște valori ale punctului de pensie care aduceau cheltuieli semnificative în ceea ce privește bugetul asigurărilor sociale de stat. Dar recalcularea aduce acea egalizare de tratament în ceea ce privește persoane cu același stadiu de cotizare și cu salarii asemănătoare. Bravo, exact asta spuneam eu când dumneavoastră mă înfierați. Deci înțeleg că este oportună această recalculare în mandatul domnului Budăi, dar nu era oportună în mandatele doamnei Violeta Alexandru și doamnei Turcan. Am înțeles, doamna Pârcălabu, felicitări pentru consecvență. Când credem că va fi gata această analiză, pentru că domnul ministru vorbește despre 5 milioane de dosare care sunt analizate filă cu filă? Păi analiza aceasta se face și angajamentul guvernului a fost acela că se va termina procesul acesta de evaluare la sfârșitul anului. Practic, se includ într-o bază de date unitară acele elemente care n-au fost preluate în diferite etape de dezvoltare a sistemului informatic gestionat de Casa Națională de Pensii. În sensul că și aici nu e cazul să intru în tot felul de detalii tehnice, pentru că plictisim telespectatorii. Dar acest proces de evaluare ar trebui să se încheie la sfârșitul acestui an. Da, doamna Pârcălabu, dar oamenii nu înțeleg ce înseamnă toată evaluarea asta. Vă spun sincer, de asta încercam să înțelegem pentru telespectatori. Este un proces tehnic pe care pensionarii nu-l văd. Pensionarii, într-adevăr, așteaptă să li se majoreze pensiile. Asta este așteptarea. De fapt, doamna Pârcălabu, ca să înțeleg și eu, că din păcate nici eu n-am înțeles, Alex Dimitriu de la USR sunt. De fapt, este o procedură tehnică prin care guvernul se pregătește ca în viitor să majoreze pensiile și acum face aceste mijloace și niște măsuri tehnice care să ajute... Este un proces premergător. Ok, bun, păi atunci nu există o recalculare, înseamnă că suntem într-o procedură tehnică anterioară emiterii unei ordonanțe sau unui proiect de lege. Păi să spun așa, domnul Putei, că nu le recalculează acum. Mai aveți să spuneți că vom angaja 1000 de oameni să facă asta și... Păi scrie după PNRR, ce să vezi, Marie. Da, nu, dar să spună că e bine, că mandatul doamnei Violeta Alexandru că nu era bine. Acum probabil e bine. Numai puțin, doamna Pârcălabu, vă rog să vă încheiați. Cei 1000 de oameni sunt deja angajați și doamne, cu acești oameni se face acest proces de evaluare. Și e bine că sunt angajați, doamna Pârcălabu? Păi nu ar fi putut să facă acest efort administrativ casele de pensii, funcționarii permanenți din casele de pensii care au activitățile lor curente. Sigur. Și care sunt numeroase. Eu am spus asta de un an jumate, eu spuneam asta inclusiv când dumneavoastră mă certați și spuneați că n-am dreptate. Dar doamna Pârcălabu este de vină în această poveste. Deci dintr-o dată în mandatul domnului Budăi, Mario, acești oameni sunt utili. Telespectatorii nu cunosc detaliile pe care... Numai puțin, vă dau voie dacă îmi dați și mie voie ca moderator. Da, telespectatorii nu cunosc aceste detalii și pun semnul egal între toată lumea de aici, pentru că discutăm niște lucruri și când vorbim între noi. De acasă nu înțeleg detaliile astea pe care noi le dăm. Vreau doar să închei cu doamna Pârcălabu. Deci estimăm că la sfârșitul acestui an vom avea gata această analiză a dosarelor, urmând această recalculare și modificarea legii. Da, în primul rând este, modificarea legii este importantă, că în funcție de ce va spune legea, apoi procesul de recalculare va fi mult simplificat, pentru că se va încheia acest proces de evaluare de care
am făcut vorbire. Da, mulțumesc mult, doamna Pârcălabru. Domnule Gâdrei, da, acum. Pentru că s-a discutat și ați intrat într-o polemică cu doamna Pârcălabru, am înțeles de ce 1000 de angajați. Da, pe vremea când era doamna Alexandru sau cine era la minister, nu aveam PNRR-ul. Prin PNRR ne-am... Când eu vorbeam la televizor prinși în PNRR, doamna Pârcălabu mă înfiera că nu e nevoie și că... Atunci vorbeam despre digitalizarea dosarelor de pensii. Atunci de aia discutam. Aceiași 1000 de angajați nu erau buni atunci, sunt buni acum. Toate angajările... Acum vă spun și eu ceva. Domnului Demeță, eu eram la Ministerul Justiției când s-a pus problema asta de finanțare și să știți că domnul prim-ministru de la acea vreme nu a vrut să finanțeze aceste posturi. Deci doamna Turcan se certa în ședințele de guvern cu domnul prim-ministru. Nu mai contează. Românii care au așteptări foarte mari de la pensii. Și cred că esențial a fost declarația domnului Budăi când a spus că trebuie să crească pensiile în continuare și vor crește de la 1. Dar n-am ministru să-mi spună asta, domnule Gâdei. Păi, dar nu putem face de pe azi pe mâine, dar discuția despre mărirea pensiilor nu a fost făcută de azi de ieri. Știți prea bine că am discutat prin toate măsurile, prin toate pachetele sociale pe care guvernul actual le ia, tot timpul au fost discuții că au fost întrebări de pensii și s-a spus foarte clar că de la 1 ianuarie se încearcă o majorare a pensiilor, pentru că nu poți trăi cu 10 milioane pensii. Este inuman. Știm cu toții. Da, acum, în altă ordine de idei, ce spune Mario aici, că pe vremea respectivă cu toții, inclusiv PSD-ul, inclusiv noi toți, ziceam, ce vorbește la Luca Turcan despre această recalculare? A plecat la Luca Turcan, a venit PSD-ul. În altă ordine de idei. Nu, dar ce să vezi că acum e bună recalculare. În altă ordine de idei. Nu mai că e bună, o și continuăm. Discutăm de recalculare și lumea o să înțeleagă ce e aia. Trebuie să eliminăm inechitățile prin ceea ce înseamnă eliminați pensiile speciale, asta vor să... Stați puțin că ajungem și acolo. Până la finalul anului, știți prea bine că sunt inechități, aceeași ani de cotizație, aceeași vârstă. Pe aia era legea 127, trebuia să o aplicați. PSD-ul mă certa că nu e adevărat. Eu spun asta. Sunt trei aspecte. Astea odată se vor elimina. Adevărat. Doi, știți prea bine că se va discuta, se va discuta și cu eliminarea 9,4% din PNRR pe tot ceea ce înseamnă. Știți prea bine că se va discuta. Și ultimul lucru, în ceea ce privește pensiile speciale, au fost discuții în ultima vreme în spațiu public și vor mai fi, pentru că așa cum a spus premierul, a cerut ministrului Finanței să-i dea soluția astfel încât să poată să vină cu supraimpozitare sau impozitare. Cu... Finanțelor, că păi și va veni. Și dar va veni, se va întâmpla. Domnul ăla cu babuini? Nu vorbim. E plecat în junglă, unde e? Mergeți doar pe supraimpozitare, nu tăiați pensiile speciale care pot să fie tăiate. Mergem doar pe supraimpozitare care e neconstituțională, nu? Ascultați-mă. Va trebui identificată modalitatea legală astfel încât să fie constituțională, să nu fie atacabilă, astfel încât să fie în regulă. Și ce caută Ministerul de Finanțe să dea legalitate? Păi da, nu legalitate, să dea soluția păi care ar fi bună. Spus că vreți de la Ministerul de Finanțe? Nu eu vreau. Nu eu vreau. Premierul a cerut. Premierul vrea soluții de legalitate pe constituționalitate de la Ministerul Finanțelor. Ascultați-mă, nu i-a cerut de legalitate, ci a cerut soluții pentru impozitarea, supraimpozitarea pensiilor speciale sau alte măsuri care pot duce la scoaterea pensiilor în afară de cele pe bază de contributivitate. Deci în afară de cifre, sume, păi asta va trebui să-i prezinte premierului. Soluțiile, asta va trebui să-i prezinte premierului soluții și în coaliție să ia hotărârea astfel încât să putem rezolva cifra pentru că acolo este controlul de constituționalitate. Acolo sunt direcții cu oameni chiar foarte buni. Domnule Demeto. În primul rând, Ioana, eu trebuie să-mi cer iertare de la tine. Doamne ajută. Pentru că nu te-am crezut. Eu nu am crezut că domnul Budăi a zis că el a numărat 5 miliarde. Filă cu filă. Eu nu mi telespectatorii. Nu te-am crezut. Eu prețuiesc telespectatorii și telespectatorii mei sunt foarte inteligenți. Eu știu asta despre tine, știu că tu nu minți, dar nu am putut să cred. Bine, acum, deci, dacă atenție, te filmul în paralel, dar domnul Budăi declară. În cele 5 milioane de dosare le trecem pe toate, le luăm filă cu filă. Filă cu filă. Le separăm. Perioada de fiată. Da, păi dacă pe domnul Budăi, nu cred pe gramatică, dacă iau pe domnul Budăi pe gramatică, eu credeam că ești foarte serios. Deci dacă aveți respect pentru cetățeni, nu vorbiți unii peste alții. Eu credeam că pot să-mi termin ideea. Da, deci domnul Demeț, apoi domnul Budăi și apoi domnul Budăi. Deci asta, filă cu filă, eu am făcut un calcul, e posibil să fi greșit, 5 milioane de dosare împărțit la 1000 de oameni,
cât lucrează la ele, împărțit la 5 luni de zile, cât mai avem până la sfârșitul anului, înseamnă aproximativ 1000 de dosare pe zi. Eu aș vrea să văd un angajat, așa cam așa înseamnă. Hai să-i dau soluția. Aș vrea să văd un angajat din ăsta, din ăștia 1000 de oameni, care iau 1000 de dosare filă cu filă. Asta prima. Iar al doilea lucru, unde iarăși aș vrea să-l întreb pe domnul Budăi, de ce dintr-o dată e bine și acum un an jumate nu era bine, că și cu dumnealui și cu doamna Pârcălabu aveam disputele astea. Tu nu știți cine l-ajută pe domnul Budăi să facă toate lucrurile astea? Cine? Popescu, de la energie. Niște consultanți de la Banca Mondială. Dom'le, aceiași consultanți pe care doamna Pârcălabu, pentru că contractul e încheiat de pe doamna Turcan, aduceți-vă aminte. Ca să înțeleagă invitații, pot să înțeleg o idee? Telespectatorii. Da, deci, aceiași consultanți pe care îi înfierau și domnul Budăi și doamna Pârcălabu acum un an jumate, când eu spuneam Vă rog frumos să-i dau replica. Bun, Mario, lăsăm pe domnul Gâdei să ne dea replica. Acei consultanți despre care spuneți dumneavoastră fac parte din contractele încheiate de doamna Raluca și știți prea bine că s-a discutat în studiourile de televiziune la momentul respectiv. Da, le analizează, nu le recalculează, mergem în pauză de publicitate, revenim după publicitate. Și doi. Am revenit la dezbatere și vă dau o știre așa de ultimă oră. Taiwanul organizează un exercițiu de reacție în caz de raid aerian pe fondul tensiunilor cu China. Cetățenii au primit SMS-uri de alertă pentru rachete. Este necesar să facem pregătiri pentru cazul unui război. Străzile s-au golit de cetățeni și li s-a ordonat oamenilor să stea în case. Discutăm și noi acum cu Ion Petrescu, colonel în rezervă. Vă salut, domnule Petrescu. Cum trebuie să înțelegem acest exercițiu pentru raid aerian pe care îl face Taiwanul și cât de real poate fi scenariul unui război acolo? Există o motivație generată de intenția doamnei Pelosi, care este speakerul Camerei Reprezentanților, de a poposi la Taipei pentru a demonstra sprijinul Washingtonului în continuare pentru Taiwan. Sigur, cu asemenea intenție a fost taxată imediat de către autoritățile de la Beijing, care nu numai că au lansat avertismente serioase, dar au și spus că vor trece la măsuri hotărâte și puternice dacă această călătorie va avea loc. Aceste măsuri hotărâte și puternice, evident, sunt pe plan militar și de aceea exercițiul de alarmare de care pomeneați dumneavoastră este necesar, pentru că se așteaptă la o survolare în spațiu aerian a Taiwanului de către avioane militare ale Republicii Populare Chineze. Ba există chiar un proiect ca în mod demonstrativ în varianta că vine avionul cu doamna Pelosi, acesta să fie însoțit în mod demonstrativ provocator de avioane de vânătoare ale Armatei Populare de Eliberare a Republicii Populare Chineze. Este o situație la nivel oratoric inflamată. Ar trebui să luăm în calcul faptul că președintele Joe Biden a dat un semnal public prin care nu recomandă efectuarea acestei vizite acum, ca o măsură de ponderare a tensiunii care este pe cale să se accentueze. Dar în același timp și doamna Pelosi a spus că nu înțelege ce pericole ar putea fi. Crede că militarii de la Pentagon, militari americani, ar putea să se teamă de doborârea avionului ei. Nu poate fi vorba de așa ceva, dar e vorba de o resuscitare a crizelor care periodic se întâmplă în relația dintre Republica Populară Chineză și Statele Unite ale Americii pe tema Taiwanului. Cert este un lucru, că dacă China va recurge la măsuri militare, va fi un răspuns puternic și din partea Statelor Unite ale Americii. Da, în același timp, ca să fim realiști, concluzia este că dincolo de retorică, nici Beijingul nu are interes acum să intre într-o confruntare cu Statele Unite, deoarece președintele Chinei vrea să fie reales, să aibă un nou mandat la conducerea Partidului Comunist Chinez și în același timp și Armata Populară de Eliberare și aniversează pe data de 1 august fondarea sa.
Deci da. E multă retorică. Iar vom belicoasă. Vedea cum evoluează. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Petrescu. A fost Ion Petrescu, colonel în rezervă. Și pe finalul acestei prime părți vă dau informația că în sfârșit în România, poate că nu o să mai avem și noi firme din acestea de construcții care participă la licitații, ele fiind firme de apartament, fără angajați, fără logistică, fără utilaje, fără absolut nimic. Constructorii care vor contracte vor trebui să se înscrie într-un registru al utilajelor. Măsura va fi, sau acest registru va fi funcțional din 2023 și practic la licitații nu o să mai poți să participi fără să înscrii aceste utilaje disponibile, domnule Dimitriu. Este o măsură foarte bună. Sper ca această măsură să genereze imediat un impact și anume șantierele să nu mai fie abandonate și odată ce ai făcut o achiziție publică și ai câștigat să te și apuci de treabă, pentru că problema asta a fost câștiga o firmă de apartament, subcontracta, sub antrepriză, nu dădea banii sub antreprenorilor, ei plecau, el n-avea cu ce să continue și iată cum am stat în loc atâta timp. Fără angajați, fără utilaje, domnule Gâdei. Este foarte bun, așa cum a recunoscut și colegul de la USR, o măsură bună într-adevăr, pentru că în practică foarte multe șantiere abandonate, blocate, pentru că firmele astea mici care începeau o construcție, începeau un șantier, le abandonau din diverse motive și primarii respectiv să reia toate procedurile, pierdeau finanțări și așa mai departe. Da, deci o măsură care va regla oarecum și va scoate din piață samsarii de contracte cu statul. Să vedem, Mario. Dacă și opoziția zice că e o măsură bună, n-am eu cum să zic că nu e o măsură bună. Dimpotrivă, cred că, sau sper că va duce la o curățare a pieței construcțiilor. E nevoie foarte mare în România de construcții. Vorbesc și de cele civile, dar mai ales de infrastructură. Și sper că această măsură să elimine pe cât posibil clientelismul politic. Da, și în afară de firme românești, culmea, nu erau firme românești care veneau neapărat de apartamente, erau firme cu acționaria din străinătate, care după aceea subcontractau și uite așa ne trezeam că aveam firme care nu aveau niciun angajat, nu vorbesc de forță de muncă calificată, ci niciun angajat și niciun utilaj. E, așteptăm să vedem acum prin România cum nasc, se renasc. Bine, mai e aici o problemă, sper că în acest registru nu o să se intre cu pile, cu șpăgi și așa mai departe. Vorbim despre plafonarea prețurilor la energie. Așa cere PSD. Vedem ce și cum de la fix.